Bine ați venit la această lansare a cărții noastre de sănătate, de la editura Niculescu, Mănânci mult, slăbești mult, dieta metabolismului rapid, a doctoriței Heli Pomroy. Ea este o carte ce a devenit number one New York Times bestseller și pentru mine a reprezentat o provocare științifică. Pentru că această reclamă a cărții de a slăbi aproape 10 kg în 28 de zile mi se părea o poveste de domeniul fantasticului. Astfel încât am cerut părerea doctorului nutriționist și astfel am invitat-o pe doamna profesor dr. Veronica Mitescu să fie alături de noi, să ne povestească dacă este posibil să slăbești aproape 9 kg în aceste 4 săptămâni și dacă este de acord cu această dietă propusă de către doamna doctor, autoarea cărții Heli Pomroy. De asemenea, alături de noi este invitată președinta Asociației Masterclass și din perspectiva asocierii nutriției și a exercițiilor fizice, astfel încât să ajungem să reușim să ducem la bun sfârșit acest program. O să-i dau cuvântul doamnei doctor să ne împărtășească părerile dumnei ei referitoare la cele scrise în carte. Dacă într-adevăr doamna autor Heli Pomroy și-a îndeplinit misiunea și programul pe care l-a adoptat chiar are eficiență în viața de zi cu zi, și totodată, dacă are câteva exemple semnificative din practica dumneavoastră, ar fi minunat să ne împărtășească. Mulțumesc! Bună ziua și bine ați venit! Sper că nu dorința de a slăbi este aceea care v-a adus aici sau v-a făcut să deschideți cartea, ci dorința de a fi sănătoși, în primul rând, pentru că mai curând decât o siluită perfectă, sănătatea perfectă este aceea care trebuie să fie scopul nostru în viață, sau, dacă vreți să spunem așa, luminița de la capătul tunelului. Este o carte extraordinară. Mănânci mult, slăbești mult, este o carte extraordinară. Din punctul meu de vedere, sunt niște ani de când lucrez pe partea aceasta a nutriției. Foarte mulți dintre oameni ajung la nutriționist, tocmai pentru că kilogramele în plus sunt o problemă deosebită pentru ei. Și de cele mai multe ori, din păcate, spun din păcate lucrul ăsta, pentru că ajung la nutriționist și totuși problema rămâne acolo sau se amplifică și mai mult. De ce? Pentru că diete pe piață sunt o mulțime, deși corect ar fi nu să spunem dietă, ci să spunem regim, pentru că în momentul în care spunem dietă, înțelegem un anumit mod de a te alimenta, ăsta este și normalul, de fapt, ăsta este sensul cuvântului, un anumit mod de a te alimenta, în timp ce regim înseamnă restricție. Deci, pe piață sunt regimuri de slăbit, de fapt, ori restricția înseamnă, de fapt, dezechilibru în organism, înseamnă stare de boală. Deci, nu restricția este soluția, dimpotrivă. Pentru că un organism să fie sănătos are nevoie de absolut toți nutrienții. Are nevoie de echilibru. Ori echilibrul nu-l obținem niciodată restricționându-ne, oprindu-ne de la ceea ce avem nevoie. Cartea este, repet, o carte foarte bună, o carte excepțională, dacă vreți, poate să fie un program. Un program cu ajutorul căruia să ne facem și noi ordine în viața noastră și care, într-adevăr, să ne ajute să ne obținem starea de echilibru. Sănătate înseamnă echilibru și, în același timp, și o siluetă frumoasă înseamnă echilibru în organismul nostru. Avem nevoie de toți nutrienții, deci avem nevoie de un regim alimentar echilibrat, pentru că nutrienții nu îi obținem din altă parte decât din alimente. Alimentele sunt legătura noastră cu mediul înconjurător și sunt singurul mod în care putem să ne asigurăm că vom avea tot ceea ce ne trebuie ca să putem să funcționăm corect. Prima parte a cărții este partea aceea în care sunt explicate foarte frumos mecanismele de funcționare a organismului nostru.
Și în condițiile acestea este explicat foarte frumos de ce avem nevoie de toate aceste elemente în viața noastră și în sănătatea noastră. Apoi, partea a doua este aceea în care este prezentat programul propriu-zis, programul pe 28 de zile, împărțit frumos în 4 săptămâni, în care, practic, putem să spunem că se repetă niște momente care încet încet duc spre starea aceasta de echilibru și, practic, duc spre activarea metabolismului nostru. Ideea nu este să ne ținem organismul flămând, pentru că în felul acesta nu vom face decât să încetinim metabolismul din ce în ce mai mult. Ideea este să-l hrănim în așa fel încât să-l convingem că are tot ceea ce îi trebuie la dispoziție și că poate să funcționeze corect. De ce 28 de zile? Pentru că cel mai probabil o să vă uitați pe copertă și o să vedeți acolo că scrie 10 kg în 28 de zile. 28 de zile, pentru că 28 de zile este perioada, 28-30 de zile este ciclul lunar, este perioada de timp în care funcționarea organismului nostru se schimbă și se adaptează la altceva, la un alt tip, își schimbă practic modul de a funcționa. Și lucrul acesta se întâmplă atunci când intervenim cumva asupra lui. Dacă vreți, regimul acesta pe 28 de zile înseamnă o combinație. Înseamnă o combinație a ceea ce înseamnă o mulțime de regimuri restrictive pe care le-ați văzut, le-ați auzit, probabil că le-ați mai și studiat din când în când. Înseamnă o combinație de dietă hiperproteică, foarte la modă în unele perioade de timp și acum de altfel. Înseamnă o dietă bazată pe foarte mulți carbohidrați. Și o să spuneți, dar cum se poate să mâncăm foarte mulți carbohidrați și totuși să slăbim? E ca și cum ați spune că putem să slăbim cu gogoși. Bune gogoșile, nimic de zis. Da, se poate și așa. Și apoi înseamnă o dietă bazată pe foarte multe grăsimi. Cum să slăbim mâncând exact elementele acelea cel mai puternic calorigene? Da, se poate și chiar foarte bine. Important este de unde vin toți acești nutrienți, de unde vin. Ce altceva îi mai însoțește, pentru că nu e suficient să avem proteine, lipide și glucide. Mai avem nevoie și de alte alimente, de alte elemente, mititele ascunse acolo, niște enzime, niște vitamine, niște minerale, un pic de apă bună, apă curată, care contribuie și lucrează tocmai în direcția aceasta a sănătății, a obținerii unei stări de echilibru și de sănătate și lucrează în direcția activării metabolismului nostru. Nu este suficient atât. Și lucrul acesta o să-l găsiți și în carte. Mai mult decât atât, avem nevoie de foarte multă mișcare pe care am uitat să o facem. Și lucrul ăsta este foarte adevărat. Din păcate, mașinile, tehnologia nu ne-au făcut chiar așa de mult bine cum credem și de foarte multe ori ne fac foarte mult rău. Și atunci nu e suficient să mănânci corect, să mănânci sănătos, ci mai trebuie să te și miști foarte mult. Pentru că și mișcarea, la rândul ei, este una dintre căile de activare a metabolismului. Și avem nevoie de un metabolism care să funcționeze la maxim, dacă se poate spune așa. Așa cum spuneam la început, practic, mă bucur foarte mult că s-a găsit cineva care să pună pe hârtie toate aceste lucruri și care, dacă vreți să spunem așa, să construiască un program din ziua 1 până în ziua 28, de la prima zi a lunii și până la, a lunii și până la ultima zi, și dacă astăzi tot este 1 iunie, am putea să începem de astăzi, nu? Să aplicăm. Chiar dacă întâi este una dintre cele mai grele, trei lucruri, unul dintre cele mai grele trei lucruri de făcut, nu? De la întâi e foarte greu. De ce? Pentru că sunt lucrurile cu care lucrez. Lucrez de atâta timp, cu care am avut foarte bune rezultate și nu numai eu, și cursanții mei. Și în sfârșit cineva a reușit să le pună pe hârtie. Este extraordinar lucrul acesta. Aș fi vrut să o fac și eu, numai că nu întotdeauna timpul ne permite lucrul acesta. Deci este o carte foarte bună care poate să vă ajute foarte mult în ceea ce aveți de făcut. Acum pot să vă povestesc foarte multe despre partea de nutriție. În schimb, despre partea de sport, cred că ar fi mai bine să dau microfonul puțin mai departe, să vă povestesc altcineva. Bună ziua! Bine v-am găsit! Aș vrea un pic să completez, pentru că consider necesar o educație în domeniul mișcării, să zic așa. În România
cu această educație cam lipsește. Oamenii vin la sală doar ca să slăbească, să zic așa, 99% din ei. Ori nu acesta este beneficiul primordial al mișcării, ci acela că ne aduce un echilibru psihic în primul rând. Ar trebui să fim conștienți, să publicizăm acest beneficiu de echilibru psihic, de forță pe care ne aduce mișcarea de armonie interioară. Foarte mulți nu știu că o persoană este de 3 ori mai rentabilă dacă face constant mișcare. Cred că dacă s-ar afla acest lucru, companiile singure ar oferi abonamente pentru angajați, dacă, da, deci eficiența cuiva care face constant mișcare este cel puțin de 3 ori mai mare. Eu vă invit să faceți mișcare și să mâncați sănătos și să citiți această carte, nu? Este combinația ideală ca să aveți o viață echilibrată și să puteți să trăiți și sănătos și fericit. Mulțumim mult! Da. Pentru că tot ați spus de educație, ați adus vorba de educație, într-adevăr, ceea ce ne lipsește nouă este educația, din multe puncte de vedere. Din punct de vedere al mișcării, din păcate, sunt copiii care merg la școală și ne uităm în școlile noastre și vedem că peste 50% dintre ei în prezent sunt obezi sau supraponderali. Și nu sunt copiii de vină pentru lucrul acesta, pentru că nu copiii ne educă pe noi, ci noi educăm pe copii. Sunt de vină părinții care de multe ori spun, nu te mai duce la sport că transpiri și o să răcești. Dimpotrivă, mișcarea nu numai că le face foarte bine, nu vor răci dacă se mișcă. Vor fi mai sănătoși, pentru că este sistemul imunitar acela care se activează atunci când temperatura corpului crește. Și asta se întâmplă atunci când face mișcare copilul. Deci, nu numai că trebuie să-i lăsăm să se miște, ci trebuie să îi împingem să se miște mai mult, mult mai mult, să alerge cât mai mult, să se bucure că sunt copii, nu să stea în fața televizorului. Tot legat de educație, există și partea aceasta de educație a nutriției, care la noi, iarăși, trebuie să o spun, lipsește. Din păcate, nu știm să mâncăm, deci nu știm nici cum să mâncăm, nu știm nici ce să mâncăm, nu știm nici cât și nici când să mâncăm. Și atunci, bineînțeles că rezultatul va fi unul mai mult decât dezastruos. O repet, probabil că sună ciudat, dar o repet, uitați-vă pe stradă în jurul dumneavoastră, nu trebuie să vă uitați nicăieri în altă parte. Uitați-vă pe stradă, în jur, și o să vedeți cum populația noastră, care ne aduce aminte de când eram micuță, arăta bine și se mișca foarte bine și muncea foarte mult și alerga foarte mult, devine din ce în ce mai rotunjoară. De dimensiuni din ce în ce mai mari sunt oamenii cu suprapondere și cu obezitate din ce în ce mai mulți în jurul nostru. Tot de aici pleacă. Înseamnă alimentație, în primul rând, foarte departe de natural, din ce în ce mai departe de natural. E adevărat, e foarte ușor de procurat, e foarte ușor să te duci la colțul străzii, la orice fast food îți este în cale, să-ți obții bomba cu calorii, dar calorii care îți fac numai rău. Nimic altceva. Îți dă o falsă senzație de bine, pentru că este doar falsă, nu-ți ajută organismul cu nimic. Spunea un mare profesor că, practic, suntem ceea ce mâncăm. Și ceea ce asimilăm din ceea ce mâncăm. Dar mai mult decât atât, pentru că alimentele pe care le avem noi în farfurie sunt moarte, de fapt, suntem un fel de morți vii. Pentru că dacă asta mâncăm, asta suntem. Și atunci farfuria noastră ar trebui să fie mult mai, să zic așa, verde, mult mai vie, pentru ca și noi să avem energia alimentelor, să putem să dispunem, să ne bucurăm de energia alimentelor pe care le mâncăm. Deci, într-adevăr, putem să ne întoarcem la cartea noastră și să spunem, este o bună metodă de educație. O recomand tuturor acelora cărora le este în drum, să o ia, să o citească cu atenție
și să o pună bine, la vedere, și să o mai răsfoiască de fiecare dată când se apropie de ea sau când trec pe lângă ea. Pentru că de fiecare dată o să mai observe un lucru bun și poate vor pune în practică un lucru bun și atunci va fi mai bine pentru toată lumea. Este o dietă foarte ușor de urmat, pentru că, de fapt, este o dietă în care mănânci bine, într-adevăr, mănânci sănătos în sensul de alimente energetice, alimente vii, alimente sănătoase, alimente pline de nutrienți, într-adevăr. Mănânci atât cât ai nevoie, pentru că, de fapt, și într-adevăr, are foarte mare dreptate, doamna doctor, nu neapărat numărul de calorii este acela important. Trebuie să mănânc 1200 de calorii sau 1400 de calorii sau 2000 de calorii ca să pot să am energie. Nu contează atât de mult caloriile, contează cu mult mai mult nutrienții pe care îi oferi organismului. Pentru că el are capacitatea de a extrage în mod diferit, din alimente diferite, energia de care are nevoie. Dintr-un aliment mort nu are cum să-și ia energie. Spune tot aici în carte, la un moment dat, subliniază doamna, că autoarea, că aliment sănătos este acela care a fost viu odată. Ok, sunt de acord. Dar depinde și cu cât timp în urmă. Și cât de intens a fost el procesat între timp și ce i s-a mai adăugat între timp. Pentru că, practic, calitatea unui aliment depinde de modul în care a fost preparat după ce a fost, hai să spun, recoltat, ca să nu spun cules, pentru că poate ne gândim la animăluțe pe care nu le-am adunat de pe pajiște. Deci chiar și, inclusiv alimentele de origine animală, și ele sunt tot din mediul în care trăim, deci este normal să fie surse de hrană pentru noi. Contează foarte mult cât de mult le-am modificat înainte de a le introduce în organismul nostru. Și de aici, bineînțeles, calitatea lor și calitatea nutrienților pe care îi obține. Foarte bine. Din punctul meu de vedere, sănătatea este o stare de dezechilibru a organismului. Și cu cât este mai adâncă, mă scuzați, boala. Boala este o stare de dezechilibru. Cu cât este dezechilibrul mai mare, cu atât boala este mai gravă și se poate lucra mai greu cu ea. Iar metoda de tratament cea mai eficientă este aceea de a-ți echilibra organismul și de a reînvăța să funcționeze corect. Și poate fi o carte pentru toată lumea. Nu poate fi. Este o carte care se adresează tuturor. Exact, exact. Alegem exact ce avem nevoie când mergem la cumpărături, să știm ce și cât și cum și când să mâncăm. Și să ne orientăm mai mult spre raionul de alimente proaspete decât spre cel de alimente preparate și cu cât mai puțin conservate, cu atât mai bine. Da, absolut. Rezultate, îmbinând nutriția cu sănătatea. Cu mișcarea, da. Da, și dacă vreți mai mult decât atâta, acum, cred că aproximativ o lună de zile, una dintre cursantele mele mi-a scris pe un bilețel așa un lucru foarte frumos. A aplicat, să zic așa, indicațiile pe care le dădeam vreme de vreo 4 luni de zile. Când a început cursul, ea avea 96 de kilograme, nu se simțea bine deloc, avea probleme cu genunchii, nu putea să facă niciun fel de mișcare, era disperată, în adevăratul sens al cuvântului. La sfârșitul cursului, mi-a scris pe bilețel așa: nu am mai avut, am 71 de kilograme, nu am mai avut greutatea aceasta din clasa a patra. M-ați ajutat să slăbesc și să mă bucur în același timp de tot ceea ce poate să fie mai bun. Da, era, a fost efectiv, ne-am dat la crimile, ca să zic așa, pentru că asta înseamnă într-adevăr să poți să ajuți un om. Să-l ajuți pe el să se ajute singur, de fapt. Nu aș putea să închei, bineînțeles, fără să fac această recomandare a cărții Mănânci mult, slăbești mult, publicată de editura Niculescu. Ea face parte dintr-o serie întreagă de cărți
dedicate sănătății și dezvoltării personale, precum și ale familiei. Dacă aveți curiozitatea să vedeți această nouă serie, vă invităm cu drag la standul nostru. Este pavilionul C1, standa 14. Le puteți răsfoi și poate vor fi începutul unor schimbări importante în viețile fiecăruia dintre dumneavoastră. Sperăm că această carte să vă fie atras atenția, să aveți curiozitatea să o deschideți și chiar dacă nu aveți probleme cu greutatea, așa pare, sunt sigură, măcar o să găsiți aici câteva principii sănătoase de a mânca de aici înainte, de a vă hrăni sănătos, să fiți inspirați să alegeți ceea ce vă este potrivit în funcție de metabolismul dumneavoastră, astfel încât să vă păstrați această frumusețe a corpului mulți ani de aici înainte. Și totodată, așa cum spune și autoarea Heidi Pomroy, vă invităm să combinați o mâncare sănătoasă cu o mișcare sănătoasă, pentru că una fără alta nu cred că duc la un rezultat final optimist și de bun augur. Sper să încercați o astfel de dietă. Nu sunt lipsită de modestie și știu că sunt foarte multe căse nutriție pe piață, foarte multe diete de toate tipurile și de toate felurile, dar cu siguranță o să vă regăsiți în dieta perfectă, pentru că eu m-am uitat peste carte și acolo simți că poți să mănânci de toate fără să te privezi, cum spune doamna doctor, sau să te abții de la ceva, pentru că e important să mâncăm ceea ce ne dorim, dar cum spunea un coleg de-al meu, nu e nevoie să mâncăm toată portocala și o bucățică are aceeași savoare ca întreaga portocal. Așa că sperăm să vă placă și să vă intrige această carte, măcar din curiozitate să vedeți dacă ea funcționează sau nu. Și vă mulțumim pentru prezență și invitatelor noastre din această seară. Dar înainte, doamna doctor, vreau să mai spunem ceva. Cu drag. Nu putem să încheiem altfel decât mulțumindu-vă că sunteți aici, mulțumindu-vă că ne-ați ascultat și că poate o să aruncați un ochi în cartea acolo și o să ajungeți la concluzia că n-am spus nimic care să nu fie la locul lui. Și nu în ultimul rând, pentru că este 1 iunie astăzi, dați-mi voie să le spun la mulți ani tuturor acelora care au fost, sunt sau vor fi copii. Și să fie sănătoși și echilibrați și fizic și psihic, și să poată să dea absolut tot ce au mai bun în ei. Mulțumim! Mulțumim.